Va fi un meci, părerea mea, foarte, foarte greu. Ținând cont că dacă și acum nu vom face un rezultat pozitiv, ne îndepărtăm de locurile de play-off și eu cred că ăsta e un meci decisiv pentru noi. Complicat faptul că sunteți favorit prin o presiune pe voi? Da, nu știu cine e favorit la meciul ăsta. Nu avem nicio presiune, important este doar victoria. Am spus, avem nevoie foarte mare de ea. Altfel ne va fi foarte greu. Jucați bine, aduceți mingea în 3 de metri, de acolo sunt. Da, nu știu. Avem o perioadă mai dificilă, noi atacanții. Nu, avem multe ocazii, dar nu reușim să marcăm. Sperăm ca mâine să înscriem și să aducem victorie. Cred că lumea va vine la stadion în condiții de faptul că sunt de pe vremea din de masă. Da, nu știu. Suporterii au fost mereu la meci. Important e să țină cu noi, nu cu celelalte echipe. Meciul de mâine va fi unul foarte greu, ținând cont că avem mare nevoie de puncte. Iașiul, după părerea mea, este o echipă foarte bună a campionatului. Începeți legați cu felul de mâine? Păi să sperăm asta. Noi luăm fiecare meci în parte și încercăm să obținem maximul din el. Mâine este un meci foarte, foarte important pentru noi. Dacă îmi vindeți, faceți vreo caratei, dacă nu loptez. Da, vom vedea mâine. Cum, exact cum cunoaște, mergeți bine, până între internetii, de acolo? Da, nu putem să dăm vina pe atacanți. Eu cred că dacă nu reușim să marcăm, nu reușim toată echipa, nu mai atacanții sunt. Poate și atât tot ne vom da drumul și vom marca goluri. Nu este nimic greșit, cred. Ce le trebuie de fanilor să vină? Păi îi așteptăm să vină în număr cât mai mare și să ne susțină.